chiar la festivitatea de cernare a premiilor Fundației La Fage Polcim pentru arhitectură sustenabilă. Am fost onorați primind unul dintre cele 7 premii. Este foarte important pentru noi, în primul rând, pentru că este o recunoaștere a ideilor pe care noi le-am promovat în proiect. Însă, mult mai important este faptul că proiectul lui Chris Simion primește prin acest premiu un suport real și o recunoaștere, în primul rând, a efortului ei și a gestului ei de a face un teatru privat în România după 71 de ani, după Ciulei. Cred că ăsta este cel mai important lucru care se poate spune despre acest premiu.